Bună dimineața tuturor! Sunt dimineți mai puțin reci. Tocmai vorbeam cu colegii. Toamna anul acesta a fost foarte punctuală, doar că vara se pare că vrea să se mai rețină puțin. Nu e clar. Se încălzește, se răcește. E un fel de instabilitate, schimbări climatice. Ce să faceți? Dar iarna vine! Vine neîntârziat până la urmă și cu toții vom avea nevoie să ne încălzim. Gazul anul acesta este unul dintre cele mai fierbinți subiecte, ca să zicem așa. Și o să vorbim în cele ce urmează despre compensațiile pentru factura la gaz cu domnul Vasile Cușca, secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Bună dimineața, bine ați venit! Bine v-am găsit, bună dimineața! Domnul Cușca, se tot vorbește despre compensații la factura de gaz. Dacă ați putea să ne spuneți mai multe, cine va obține compensații și în ce măsură? Da, într-adevăr, în vara acestui an, mai bine zis în luna iulie, de către Parlament a fost adoptată legea cu privire la Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, o lege care a intrat în vigoare la 1 septembrie, acum curent, și această lege prevede mai multe măsuri pentru susținerea populației în general. Cele mai importante măsuri sunt această compensație la factură pentru energie, și ea vine ca să ajute populația, în general toată populația, în contextul sezonului rece, pentru că facturile vor crește în această perioadă, respectiv ne propunem ca în acest sezon să avem o țintire mai corect a compensației la factură. De aceea noi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, am elaborat un proiect de regulament pentru punerea în aplicare acestei legi și acest regulament stabilește modul de atribuire a categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată acestor compensații la factură. Deci nu va fi pentru toți la fel? Nu va fi pentru toți la fel. Am avut un mecanism anul trecut care a fost compensația pentru toți la fel și au fost și unele critici la capitolul, dar de ce vrem în acest sezon ca să avem acest mecanism țintit, după cum am spus, în dependență de veniturile familiei și raportul dintre aceste venituri cu cheltuielile la resursele energetice. Deci asta va fi diferit. Asta dacă vei câștigi mai mult, respectiv compensație mai puțină. Da, cam asta e principiul. Da, pentru că fiecare solicitant de compensație va avea posibilitatea să se înregistreze în sistemul informațional automatizat vulnerabilitate energetică. Noi acum suntem la etapă de definitivare, de dezvoltare acestui sistem informațional. Vă referiți la portalul compensații.gov.md. Da, întocmai. Și deja el practic sau este disponibil, numai că este o pagină care este în curs de dezvoltare. După cum ziceam, acum împreună cu dezvoltatorii suntem la etapa de definitivare. Sperăm că în primele zile ale lunii octombrie vom avea posibilitatea să-l testăm și deja la mijlocul lunii octombrie să putem să-l lansăm oficial ca cetățenii să aibă posibilitatea să înceapă să se înregistra. Adică dacă nu mă înregistrez, nu obțin compensații? Nu. Este și varianta fără înregistrare, numai că va fi o atribuire, să spunem așa, mai puțin altfel decât pentru cei care se înregistrează, pentru că va fi calculată o medie a categoriei de vulnerabilitate în localitatea sau regiunea respectivă. Adică și pentru un furnizor de energie. De exemplu, dacă în localitatea X avem în medie populația în satul respectiv s-a atribuit, nu știu, categoria de vulnerabilitate medie, de exemplu, da? Atunci aceste persoane care nu s-au înregistrat îi va fi atribuit automat, nu medie, dar cu o categorie mai joasă. Adică s-ar putea să fie foarte de interesul tuturor să acceseze totuși acest portal când va fi disponibil, să actualizeze datele, că s-ar putea să obțină o compensație și mai mare. O compensație,
va fi posibil o dată să se înregistreze în sistemul informațional, o dată în sezon și deja în dependență de veniturile care vor fi indicate, declarate în, în acest sistem informațional, va fi calculat automat cu raportul, după cum am spus, dintre venituri și disponibilitatea de a achita facturile. Vor fi verificate datele? De exemplu, consumatorul poate să introducă că are un venit minim, de exemplu 1000 de lei pe lună. Se ia de bun sau se verifică? Vor fi și conexiuni ale sistemului informațional cu alte baze de date, cu alte sisteme informaționale, de exemplu și a Serviciului Fiscal de Stat și a Casei Naționale de Asigurări Sociale sau ASP-ul și respectiv vor putea fi, nu știu, verificate aceste date. Important e să fiecare să declare care este venitul real și deja în dependență de, după cum am spus, de cei ce va declara, va fi automat această categorie. Vor fi penalizați cei care introduc date greșite sau pur și simplu vor fi ignorate? Nu vor fi penalizați, vor fi careva, eu știu, măsuri ulterior dacă vom procede la unele verificări, dar în mare parte, dacă nu va fi corect, atunci datele care vor fi trase, să spunem așa, din sistemul informațional care vor fi veridice, se vor lua ca bază în procesul de atribuire a categoriei de vulnerabilitate, pentru că ziceam că această informație din alt sistem informațional va putea fi cumva interconectată cu alte sisteme. Da, cu alte sisteme. Am înțeles. Acum vor fi probabil și categorii de persoane care nu vor fi eligibile pentru compensații. Vor fi și persoane care nu, sau categorii care nu vor fi eligibile, inclusiv avem și opțiunea când solicitantul din start va putea să solicite categoria non-vulnerabil, da? Să refuze din start. Gratuitate? Bani în plus? Nu. Ar putea fi. De exemplu, am dat posibilitate și avem și așa opțiune. Și nu sunt niște populiști? Sunt oameni reali care într-adevăr refuză? Noi trebuie cel puțin să avem așa opțiunea și noi am prevăzut această opțiune care din start va solicita să-i atribuie categorie non-vulnerabil pentru că... Bine, alte persoane care iarăși nu vor beneficia de aceste compensații? Sunt în mare parte cele persoane care au venituri foarte mari și dispun și de proprietăți, de exemplu 4 apartamente, noi am indicat niște venituri, niște deci bunuri, niște praguri, care, praguri dacă foarte sunt mari, depășite... da, niște praguri foarte mari și în aceste praguri minimum de populație ar putea să se califice ca non-vulnerabil, dar în mare parte toți cei care sunt cu venituri mici și mijlocii venituri, să spunem așa, cu venituri chiar și am înțeles. Și cireașa de pe tort, cât va constitui compensarea? Compensarea va constitui în dependență de categoria de vulnerabilitate. Încă nu avem aceste praguri, pentru că ne propunem la etapa inițială să aprobăm regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor, modul de stabilire și plată a compensațiilor și deja după ce vom avea toate aceste mecanisme stabilite și vom avea deja și tariful final cunoscut pentru perioada rece a anului. Vedeți că acum tariful iarăși a fost... Da, așteptăm cu toții cu emoție rușii se vor ține de cuvânt și vor respecta clauzele contractuale. Da, probabil în luna octombrie, în dependență de formula care va fi aplicată la stabilirea tarifului, presupunem noi că va fi poate... Probabil de asta și portalul încă nu este gata, că sunt foarte multe necunoscute. Da, necunoscute în mare parte sunt la capitolul ce ține de tarif deocamdată și deja după ce vom avea acest tarif la 1 noiembrie, noi vom elabora aceste și vom aproba aceste praguri prin hotărârea Guvernului. O să reușim pentru că noi o să stabilim și o să achităm în decembrie pentru luna noiembrie, dar din octombrie vrem să dăm posibilitatea ca cetățenii să reușească să înregistreze, dar deja referitor la aceste praguri, la tarife, vom lucra în a doua etapă și va fi o hotărâre de guvern mai simplă, mai
nu cu așa multe prevederi, în special ne vom axa pe unele praguri care vor fi compensate în dependență de categorie de vulnerabilitate energetică. Și un lucru tot important care aș vrea să menționez, pentru că noi știm și este și firesc că vor fi categorii de cetățeni care nu au abilități sau nu au posibilități să se înregistreze de sine stătător în sistemul informațional. Și aici avem creat o rețea dintre bibliotecari și asistenții sociali comunitari. Am emis și un ordin comun a Ministrului Muncii și Protecției Sociale și a Ministrului Culturii, prin care am creat această rețea. Îi vom instrui în perioada următoare și acele persoane care nu dispun de echipament tehnic, nu au acces la internet, nu au abilități de a utiliza... Are moșul un cocoș și două vite, nu știe să umble la calculator. Respectiv vor putea să se adreseze la bibliotecar, la asistent social comunitar, ca să-i asiste, să-i ajute să se înregistreze în sistemul informațional. Bine că v-ați gândit și la asta, chiar. Da. E de lăudat. Domnule Cușca, vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Să fie o iarnă, caldă. Că vara a trecut. Și pace, bineînțeles. În primul rând, pace să fie pe pământ.